Salutare, oameni buni! Astăzi vreau să vă arăt ceva foarte interesant și la îndemâna oricui, cum puteți să tratați plantele cu produse naturale care nu afectează în niciun fel cultura pentru produsele bio și de ce ne putem folosi. Sunt ingrediente care le putem găsi în casa noastră, preparăm o soluție după care aplicăm pentru mană, la tomate, la castraveți, chiar și dovlecei. Mai întâi de toate, nu uitați acolo să dați un like dacă vă place ceea ce facem noi și abonați-vă la canal ca să nu pierdeți noi materiale ce vom posta în continuare. Dați un share să afle și prietenii dumneavoastră, să ne strângem o comunitate frumoasă pe acest canal și haideți să vă spun despre ce este vorba. Astăzi m-am gândit la două soluții. Una ar fi să tratăm preventiv, chiar și dacă adam mana în plantele noastre, și merge și preventiv, deci preventiv și tratat, dar prevenția este foarte bună. Și în al doilea rând, să întărim sistemul imunitar al plantei. Și o să vedeți cum facem asta. Mai întâi am să vă spun despre prevenție. Am putea preveni mana la tomate și castraveți sau dovlecei cu bicarbonat. Cred că oricine are bicarbonat în casă este foarte bun. Soluțiile pe bază de bicarbonat pot fi foliare, radiculare, merge pe post și de îngrășământ, dar este și împotriva afidelor. Și haideți să vă spun despre ce este vorba. Dacă aplicăm radicular, și rețeta am să vă spun pentru cum sunt plicurile acestea de 50 de grame. La 5 litri de apă se va pune un plic din acesta, dar apa de reținut ar trebui să fie apă de ploaie sau de fântână. Deci nu apă cu clor, în niciun caz. Se pune un plic din acesta la 5 litri de apă, se amestecă foarte bine și se toarnă cam un pahar pe plantă, deci la rădăcină. Un pahar obișnuit de cât ar să fie, 200-300 de grame, cam așa. Rețeta ar fi în felul următor. Pentru mană, un plic de 50 de grame, 5 grame de săpun dizolvat de casă pe bază de sodă caustică și o sticlă de jumătate de litru. Deci se pune un plic, apa să fie călduță, apă de ploaie sau de izvor, și 5 grame de săpun dizolvat de casă pe bază de sodă caustică și se aplică pe frunze. Pentru un litru se pun 2 plicuri de bicarbonat de sodiu. Acest bicarbonat de sodiu poate ajuta și împotriva afidelor. Bicarbonatul de sodiu se poate aplica cu succes și împotriva afidelor. Un plic din acesta, tot la fel 5 ml de săpun de casă pe bază de sodă caustică dizolvat, cum l-am și eu aici în această sticluță. Și mai adăugăm noi o lingură de cenuș. Tot așa și stropim plantele foliar. Va ajuta împotriva afidelor această soluție. Astăzi v-am spus doar rețeta, eu n-am să fac rețeta astăzi cu dumneavoastră odată, pentru că mâine intenționez să aplic o fertilizare cu soluția de drojdie și o să urmeze și mâine materialul care l-am filmat din urmă cu soluția de drojdie care o aplic radicular la plantele mele din solar. Și această soluție de bicarbonat este și împotriva ciupercilor și n-aș vrea să dau înainte cu această soluție, după care să vin cu ciupercile microscopice din drojdie și să acestea să nu poată să-și facă treaba. Deci, când aplicăm o soluție, ne interesăm dacă putem aplica sau la ceva timp când putem aplica și altă soluție. Sfatul meu ar fi o săptămână cel puțin, dacă ați aplicat această soluție, să nu aplicați soluția de drojdie. Deci eu mâine voi aplica soluția de drojdie și așa că nu am să fac această soluție acum. Dar voi face și eu și dacă doriți chiar o să și filmez.
Am spus la început că ne gândim și la sistemul imunitar al plantei. Este un produs care și planta, când suferă ceva, îl produce și ea, dar în mod de a se apăra. Dar noi o să o ajutăm mai din timp și este vorba de acidul acetilsalicilic. Mai simplu, aspirină. Se poate pune o pastilă de aspirină pisată la un litru de apă și cu această soluție putem stropi plantele. Apa tot la fel poate să fie de izvor. Specialiștii, din câte am citit și m-am interesat, spun că ar fi bună să fie apă distilată. Eu nu am folosit cu apă distilată, am folosit cu apă de izvor și am avut rezultate destul de bune. Acum, dumneavoastră, dacă vreți să încercați cu apă distilată, puteți încerca cu apă distilată. Nu știu, eu am considerat că n-ar fi nevoie. Acum nu pot să contrazic nici specialiștii, dar așa am considerat eu și așa am făcut. Am aici sticlă de 1 litru. Deci o pastilă pisată la 1 litru de apă. Apa să fie fiartă. Apă de izvor. Și dizolvăm foarte bine pastila într-un litru de apă. Și când se răcește putem stropi plantele, dar în special ar trebui seara, ca să nu ardem plante, sau dimineața, pe răcoare. În felul acesta vom avea niște plante foarte viguroase, care în momentul când vor întâmpina, vor da de mană sau vor fi atacate de ceva, ele știu foarte bine să protejeze, să apere din timp. Și în felul acesta vom avea niște plante foarte viguroase. Puteți să încercați. În continuare o să vă prezint puțin și castraveții din acest solar. Eu deja am cules din ei și haideți să vă arăt. Uitați. Am mai cules de prin ei. Ia uitați. Ia uitați. Sunt foarte buni, foarte gustoși. Soiul este cod. Ai uitat și gogonici. Să vedeți cât o să crească aceste gogonici după fertilizarea cu drojdie. Ia uite, schit. Foarte, foarte productiv acest soi. Ia uitați, de mic produce. Am aplicat și o soluție pe bază de lapte la roșii. Au și gogonici. Mai sunt și mici. Sunt de diferite mărimi. Bun. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Și până la noi materiale, vă salut cu respect, toate cele bune, o zi frumoasă vă doresc, la revedere! V-am pupat, pa!